Salut prieteni și bine ați venit la un nou clip de pe canalul Tutorialele lui D. Eu sunt Damian și în videoclipul de astăzi o să vă prezint câteva funcții secrete ale Discord. Haideți să începem! Discord are destul de multe funcții interesante pe care nu cred că le cunoașteți. Eu voi încerca să le prezint pe cele mai interesante astfel încât videoclipul să nu fie foarte lung și să nu vă plictisiți. Voi intra în aplicația Discord. Sunt și logat pe un cont. Primul lucru pe care vreau să-l prezint este legat de butonul Home al aplicației. Cred că nu știați că dacă apăsați de mai multe ori pe butonul Home, se va întâmpla următorul lucru. O să apăs și eu de câteva ori și veți vedea imediat rezultatul. Cred că ați auzit și dumneavoastră, s-a auzit cuvântul Discord-o. Interesant este că de fiecare dată când veți deschide aplicația se va auzi acest cuvânt. Bineînțeles, puteți să dezactivați acest lucru apăsând din nou pe acest buton de Home până când se aude un sunet asemănător cu cel ce se aude atunci când cineva părăsește un apel. Haideți să facem acest lucru. Ați auzit și acest sunet, acum Discord-ul se va deschide normal. Următoarele două secrete le vom putea încerca de pe pagina unde ne sunt afișate combinațiile de taste ce pot fi folosite pe Discord. Această pagină o vizualizăm utilizând combinația de taste ctrl/, vedeți aici. Pe această pagină sunt, după cum v-am spus, combinații de taste ce pot fi folosite pe Discord. În partea de sus, în dreapta, sunt niște săgețele. Dacă apăsați aceste săgețele, veți auzi anumite sunete. De asemenea, puteți să utilizați și tastatura, adică să apăsați săgețelele de pe tastatură. Acest lucru am făcut acum. Tot în acest meniu vom folosi și o combinație de taste care ne va arăta ceva foarte interesant. Aveți această combinație de taste afișată acum pe ecran, ea va fi și în descriere. O folosesc și eu. HH, săgeată dreapta, NK. Vedeți aici acest efect. A apărut și această literă chinezească. A fost un efect destul de interesant. Dacă știți la ce se referă acea literă chinezească, să-mi scrieți în rubrica de comentarii. Haideți să trecem mai departe. Cred că ați încercat cel puțin o dată să dați aici click pe numele vostru. Probabil ați observat că dacă dați click numele va fi copiat, dar dacă dați click de mai multe ori, mesajul care apare se schimbă. Bineînțeles că nu se întâmplă nimic altceva, dar apare alt mesaj, iar dacă insistați și apăsați de mai multe ori, va apărea acest mesaj, iar acesta este ultimul. Este un truc destul de interesant pe care l-am descoperit chiar acum o săptămână. Un alt lucru interesant pe care probabil nu îl știați, vi-l voi prezenta acum. Voi intra pe conversația cu cineva, iar dacă mergeți la search sau puteți apăsa ctrl+F, căutați ceva ce sunteți siguri că nu se află în această conversație, apăsați niște taste la întâmplare, iar după apăsarea butonului Enter, vi se va spune că nu este niciun rezultat găsit. Totuși, dacă încercați să apăsați Enter de mai multe ori, va apărea din când în când un mesaj drăguț și amuzant, aș putea spune. Probabil nu ați observat asta, deoarece nu cred că ați încercat să apăsați Enter de mai multe ori după căutarea unui anumit cuvânt în această căsuță. Am avut noroc acum pe filmare că acest mesaj a apărut rapid, de obicei apare foarte greu, după foarte multe apăsări de Enter. Haideți să trecem peste banana empatică și să vedem următorul secret. Am intrat pe Google Chrome, voi introduce acum ceva în bara de adrese, vedeți aici http://discord.com/404, Dacă dăm Enter, veți vedea această pagină cu eroarea 404, o eroare ce apare atunci când pe un anumit site nu se poate găsi o anumită pagină pe care noi o dorim. Vedeți aici un GIF, aș putea spune. Dacă apăsați acest buton, se va deschide un joc. Cred că este destul de plictisitor pentru mulți dintre noi, dar haideți să vedem. Acest joc are și sunet. Am oprit sunetul. O să dau click. Avem aici un mic tutorial legat de tastele pe care trebuie să le folosim. Apăs Enter. Iar acum vedeți că putem să ne jucăm. V-am spus, pentru mine personal este plictisitor. Acum, dacă dumneavoastră vă place, este foarte, foarte bine. Nu cred că m-aș juca așa ceva, dar este interesant că un astfel de joc există pe o pagină unde nimeni nu se așteaptă. Voi încerca să prezint cele mai interesante funcții secrete ale Discord, acum la finalul videoclipului, bineînțeles. Sunt cele mai interesante din punctul meu de vedere, poate dumneavoastră aveți altă opinie. Le voi prezenta de pe telefonul mobil, deoarece doar de acolo pot fi încercate. Este important să precizez că acest lucru poate fi încercat doar de pe telefoanele cu sistem de operare Android. Haideți să accesăm aplicația Discord. Mergem aici pe pictograma din dreapta, derulăm în jos aici în setări până ajungem la Appearance. Iar după cum vedeți, la temă avem două opțiuni, Light și Dark. Dacă veți apăsa de multe ori pe Dark, veți vedea imediat ceea ce se întâmplă. Ni se mai dă încă o opțiune de temă, AMOLED Optimized Mode. O vom activa și veți vedea că tema noastră se va schimba. Este destul de interesantă, mie personal îmi place. O veți putea dezactiva foarte simplu. Activați tema Light. Iar după cum observați, tema aceea AMOLED Optimized Mode a dispărut. Același lucru îl putem încerca și cu tema Light. Dacă selectați tema Light și apăsați pe Light de mai multe ori, ecranul telefonului se va face alb și vi se va activa blițul. Este foarte interesant, puteți încerca și dumneavoastră. Cam acesta a fost videoclipul, eu sper că v-a plăcut. Recunosc că nu am descoperit singur toate aceste funcții secrete ale Discord. Pentru multe dintre ele am făcut research pe internet. Dacă vreți ca astfel de videoclipuri să mai apară la mine pe canal, scrieți asta în rubrica de comentarii. Eu am fost Damian, iar până data viitoare, la revedere!